La 9 aprilie, credincioșii ortodoxi prăznuiesc floriile sau Duminica Stâlpărilor, cea mai importantă sărbătoare care vestește Paștele și care ne amintește de intrarea lui Isus în Ierusalim. Duminica Floriilor, menționată pentru prima dată în secolul al IV-lea, este una dintre cele 12 sărbători împărătești din cursul anului bisericesc și deschide Săptămâna Mare sau Săptămâna Patimilor, care pregătește Paștile. Ea marchează momentul intrării în Ierusalim a Domnului nostru Iisus Hristos și primirea sa cu bucurie de către locuitorii acestei cetăți. Este o sărbătoare care ne îndeamnă la neuitare, dacă vreți. Uitarea, o boală nu doar a minții, ci și a inimii. Să nu uităm în viața noastră când l-am primit cândva pe Domnul nostru Iisus Hristos cu bucurie și să reușim cumva să păstrăm această bucurie și dincolo de crucea pe care fiecare ne-o ducem, dincolo de încercările pe care le avem în viață. Vom parcurge apoi Săptămâna Mare cu Sfintele Pătimiri ale Domnului nostru Iisus Hristos, momente de foarte grea încercare, dar cu credință, cu nădejde și cu dragoste vom ajunge în seara de înviere, când în inimile fiecăruia și în cugetele fiecăruia va răsuna acest salut: Hristos a înviat, și ne vom aduce aminte cu toții de cuvintele pe care Mântuitorul nostru le-a spus după momentul învierii, și anume: bucurați-vă! În Arhiepiscopia Iașilor, ziua de florii va fi marcată în mod deosebit prin tradiționalul pelerinaj de florii, pelerinajul stâlpărilor, cum mai este cunoscut. În Arhiepiscopia Iașilor vor avea loc astfel de pelerinaje în toate cele 13 protopopiate. La Iași, pelerinajul va începe la ora 15, așa cum credincioșii bine știu, de la Biserica Bărboi spre Biserica Sfântul Sava, Mănăstirea Sfinții Trei Ierarhi, și întreg alaiul preoților și credincioșilor va fi întâmpinat aici de către Părintele Mitropolit Teofan. De asemenea, tot sâmbătă vor avea loc pelerinaje și la Piatra Neamț, la Pașcani, la Hârlău, la Dorohoi, la Darabani, așadar în fiecare din cele 13 protopopiate ale Arhiepiscopiei Iașilor.